Dacă vă uitați în Constituție, articolul 32 spune accesul la învățătură, accesul la educație. Și spune că statul garantează accesul la educație tuturor cetățenilor lui și trebuie să fie un acces care este gratuit. Articolul următor, 33 din Constituție, vorbește de accesul la cultură și din nou statul se obligă să asigure tuturor cetățenilor acces la cultură. Din păcate, din diverse motive, lucrul ăsta nu se prea întâmplă. Pentru că abandonul școlar în mediul rural este de 40%. Populația care trăiește în mediul rural reprezintă 40% din populația României. Faceți o socoteală extrem de simplă și vedeți câte zeci de mii de tineri practic nu termină școala. Iar dintre cei care termină școala, marea majoritate, extrem de marea majoritate, nu ajung să facă învățământul superior. Am ajuns în situația în care analfabetismul în România să fie cam 10%, și astea sunt date oficiale, și analfabetismul funcțional să meargă spre 40%. Deci, ce clădim pentru viitor? Ce lăsăm pentru viitor? Și în ce condiții? În condițiile în care în Academia Română există membri corespondenți, membri de onoare. În decurs de 151 de ani de când există Academia Română, numărul total al membrilor a fost cam de 1300. Ei bine, din acești 1300, 60% sunt copii de țărani. Deci provin din mediul rural. Da? Mințile cele mai bune erau acolo. O soluție este să reconsiderăm rolul învățătorului și rolul profesorului. Nu mă refer la profesorul universitar, mă refer la cel care este la gimnaziu, cel care este la liceu, dar mai ales la învățător. Această categorie de oameni a fost tratată necorespunzător în ultimii 27 de ani. I-am amăgit mereu cu promisiuni pe care nu le-am respectat și nu le-am acordat statutul social pe care îl merită. Eu nu discut numai de salarii aici. Evident, salariile sunt importante. Dar tratamentul pe care l-am acordat celor care formează oameni a fost un tratament total necorespunzător. I-am umilit, de fapt, prin comportarea generală pe care am manifestat-o față de ei, pe care am arătat-o față de ei. Deci, prima este statul să recunoască clar care este rolul primordial al celor care formează oameni, pentru că viitorul depinde de ei. A doua acțiune ar fi salarizare preferențială pentru cei care merg în mediul rural. Nu trebuie să ne temem că niște oameni vor câștiga mai mulți bani, pentru că condițiile de lucru acolo sunt diferite de cele dintr-un oraș mare și eforturile la care oamenii aceia se supun sunt altele, sunt mai grele, deci ar trebui să-i ajutăm din punctul ăsta de vedere. Apoi, refacerea infrastructurii din mediul rural, infrastructurii învățământului. Școli mai bine clădite, mai bine aranjate, cu o bază materială mult mai serioasă, mult mai bune, case pentru învățători, case pentru profesori. Campusuri pentru elevi. Povestea asta cu mutatul dintr-un sat într-altul, pentru școală, iarna, avem un autobuz care are... Asta e un fel de poveste. Că dacă a nins un pic mai tare, drumurile sunt închise timp de o săptămână. Dacă șoferul lipsește că s-a îmbolnăvit, nimeni nu mai merge. Dacă s-a terminat motorina și se termină motorina foarte repede, nu se mai merge la școală și atunci este abandonul școlar. Le tăiem șansele de la vârstă fragedă, șansele de a ajunge oameni cu poziții bune, serioase în societate și care clădesc România de mâine.